seara și bine v-am regăsit la știri. Sunt Ionela Gherghe și vă invit să urmăriți principalul grupaj informativ al zilei. Un elev doljean a fost eliminat astăzi de la cea de-a doua probă a examenului de bacalaureat. Revenim imediat cu detalii, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Un craiovean s-a urcat astăzi pe blocul în care locuiește și a amenințat că se aruncă în gol. Primarul comunei Doljene, Leu, a fost trimis în judecată pentru pumnul pe care l-ar fi aplicat unui adversar politic în campania electorală pentru prezidențiale. Craiova găzduiește de astăzi un târg de bere unde sunt expuse peste 400 de sortimente. După ce trei elevi doljeni au fost eliminați la prima probă a bacalaureatului, astăzi un altul a fost dat afară din sala de examen. Din același motiv, a fost prins copiind. S-a întâmplat la proba obligatorie de profil a bacalaureatului. Peste 5200 de elevi doljeni au fost așteptați astăzi în sălile de examen. 400 dintre candidații care ar fi trebuit să susțină proba la matematică nu s-au mai prezentat însă. De la istorie au lipsit mai puțini, doar 26. Dintre cei care au dat examen, unii își doresc note foarte mari, alții doar să treacă hopul. La ce ai susținut? La istorie. Cum a fost? Ce ți s-a părut cel mai dificil? Nu a fost foarte dificil, a fost relativ ușor, nivel mediu, ca să ia majoritatea populației bacalaureatul. Ce v-am văzut? Evul mediu, eseul, criza orientală la subiectul 2 și nu mai știu la primul. La cât aștept? Ce notă te aștept să iei? Oricum peste 8. Unde vrei să mergi mai departe? Psihologie la București. Bacul la matematică e M1. Cum a fost? Destul de greu față de bacul la pentru olimpici la matematică. Cel puțin mie mi s-a părut mai greu, variante mai grele. Și ce ți s-a părut cel mai greu? Un exercițiu la care trebuia să ne prindem că să știm ecuația tangentei și faptul că este paralelă cu o altă dreaptă și trebuia să egalăm pantele și ai reușit să-l duci la bun sfârșit? Am reușit. Cât crezi că o să iei? Sper să iau 10 dacă nu am greșit ceva din neatenție. Unde vrei să mergi mai departe? La Facultatea de Matematică Informatică din Cluj. A fost mai ușor. La ce ai dat-o? La istorie? Sunt pe pedagogie la matematică, da. Subiectele grele? Nu, destul de ușoare. Da? Destul de ușoare mi s-a părut. Ce ți s-a părut mai dificil? Punctul? Ultimul punct. În prima oră am făcut primele două subiecte și ultimul mi s-a părut mai dificil. La dar te aștept să iei? Ce notă? Oricum peste 9. Bravo. Unde vrei să mergi mai departe? La Facultatea de Drept și vreau să-mi dau și titularizarea. Ce a fost cel mai dificil din ce v-a picat? Subiectul 3 normal a fost, a căzut evul mediu, constituțiile, instituțiile locale și autonomia. De la ce liceu ești? Pedagogic. De la pedagogic. Da. Cât crezi că o să iei? Nu știu, sper să iau 7. Unde vrei să mergi mai departe? Nu știu încă. Nici cea de-a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat nu a trecut fără incidente. Am avut un singur eliminat la centrul nostru de la Calafat, surprins de către asistenții cu o fițuică. Categoric s-a aplicat procedurile legale și a fost încheiat un proces verbal eliminat din examen. Candidații vor avea o zi de pauză, după care vor susține vineri proba la alegere a profilului și specializării. Un craiovean de 45 de ani s-a urcat astăzi pe un bloc din cartierul Valea Roșie și a amenințat că se aruncă în gol. El a recurs la acest gest după ce un executor judecătoresc a venit însoțit de jandarmi să evacueze apartamentul în care stă. Bărbatul a fost dat în judecată de Asociația de Proprietari pentru că nu și-a mai achitat creanțele de ambuni și a adunat o datorie imensă. Te rog să te dai jos, că deja am rezolvat problema. Uite, familia aici. Uite, familia poate să-ți confirme că am rezolvat problema. Hai, te rog, dă-te jos de acolo. La astfel de scene au asistat astăzi locuitorii din cartierul Valea Roșie. Bărbatul, care astăzi a amenințat că se aruncă de pe bloc, locuiește cu încă 13 persoane într-un apartament al primăriei. Datoriile la întreținere și chiria către municipalitate au ajuns la cote astronomice și astfel s-a ajuns la un ordin de evacuare. Cei care locuiesc în apartament spun însă că li s-a făcut o nedreptate. Am avut niște datorii la area de PFL, le-am plătit, m-au luat primăria în 2010
Și din 2010 ne-au vrut să-mi primească chiria pentru că era datorie la întreținere. Eu nu știu ce alegi pe lea. Câți membri sunteți? Păi suntem vreo 13, 14, 15 inși. În câte camere locuiți? În 3 camere, doamne. 3 camere. Acum a venit cu executorul să vă... Uitați, executorul este în casă, rea de PFL-ul este acolo, nu discută nimica, fiindcă sunt vinovați. Reprezentanții Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova spun că familia care locuiește în apartamentul cu pricina nu mai are contract de un an. Azi am efectuat o evacuare în baza unei hotărâri judecătorești definitivă și irevocabilă. Chiriașii din acest apartament nu mai aveau un contract valabil din anul 2014. Noi nu am putut să le prelungim contractul pentru că aceștia nu ne-au făcut dovada că sunt cu plata utilităților la zi, adică nu și-au plătit întreținerea de foarte mult timp. Aveau la întreținere o datorie de 65.000 de lei. În timpul evacuării au apărut probleme și acțiunea a fost amânată pentru săptămâna viitoare, a declarat directorul REA de PFL, Aurelia Filip. Cât privește datoriile la întreținere, acestea sunt neplătite de aproape un deceniu. Au restanțe din anul 2006, nu plătesc utilitățile. Noi am dat primăria în judecată pentru că este proprietarul. A ajuns primăria să le plătească întreținerea pentru că noi am obținut hotărâre judecătorească. Stau 14 persoane într-un apartament și sunt trecuți la întreținere doar 8. Avem mai multe hotărâri judecătorești obținute împotriva lor. Nu avem ce să le facem pentru că nu plătesc, a explicat Daniela Cotoi, administrator la Asociația de Proprietari 21 Eroilor. În cele din urmă, bărbatul a fost convins să nu se mai arunce de pe bloc. Ascultă-mă, fă-i în așa fel și hai să mai... V-au lăsat să stați în locuință până la soluționarea problemei. Sunt destule căi. Mai multe amănunte despre acest caz puteți găsi în ediția de mâine a Gazetei de Sud. Acum se află alături de noi Maria Cernătescu pentru a ne oferi câteva detalii. Bună seara, Maria! Bună seara! Spune-ne, te rog, cum s-a ajuns la această situație și dacă în cele din urmă familia respectivă va mai fi evacuată din apartament sau nu. Da, acest craiovean este un chiriaș al primăriei. El a ajuns să aibă restanțe foarte mari la întreținere către Asociația de Proprietari. Suma este de 65.000 de lei, deci o sumă enormă. A fost dat în judecată. S-a obținut o hotărâre judecătorească și cu această hotărâre judecătorească s-a trecut la evacuarea din apartament. În acest apartament, craioveanul locuia cu familia compusă din 13 membri, dintre care 9 minori. Într-adevăr, când s-a trezit cu executorul la ușă, s-a urcat pe bloc amenințând că se aruncă. A fost mai degrabă un circ, pentru că în cele din urmă el a renunțat, nici nu avea dreptate, pentru că locuia în acest apartament fără drept. El nu mai avea contract din anul 2014 și trebuia să fie evacuat. Am vorbit cu reprezentanții REA de PFL. Într-adevăr, executarea la acest moment s-a oprit, dar aceștia ne-au spus că în săptămâna viitoare vor merge cu executorul la ușa acestui craiovean. Trebuie să înțelegem că sunt sute de craioveni care așteaptă să primească o locuință de la primărie, sunt cazuri sociale, sunt familii evacuate și au nevoie într-adevăr de o locuință, în timp ce astfel de persoane, oricât de, să spunem, cazuri sociale ar fi ele, nu-și plătesc întreținerea de ani buni, iar sumele sunt enorme. Maria, îți mulțumim pentru prezența în studioul știrilor ale CTV. Mulțumim. Noi ne întoarcem la știri. Cauza morții celor doi copii de la Getoaia rămâne un mister. Pe certificatul de deces al micuților scrie intoxicație cu substanță necunoscută, iar părinții au adus în discuție apa infestată cu nitriți. Primarul comunei Lucian Vânătoru spune că frățiorii aveau probleme de sănătate și erau supravegheați de Comisia Locală de Asistență Socială. Fetița avea 3 ani și 4 luni, iar băiețelul 1 an și 7 luni. Cei doi au murit la puțin timp după ce au mâncat supă de pui și lapte praf. Da, aveau... Manutriție, grad 2, nu, și psihomotorii, ceva probleme și nu avea o dezvoltare normală, nu știu. Au fost duși și de multe ori la spital, erau monitorizați și de noi și de protecția copilului, de Direcția Județeană de Protecția Copilului. S-a încercat și plasament la un moment dat.
Părinții au adus în discuție faptul că de vină ar putea fi apa nepotabilă din comună. Primarul Lucian Vânătoru recunoaște că sunt probleme atât cu puțurile, cât și cu rețeaua de alimentare. Cea din rețelele publice de apă, de la Argetoaia avem confirmare că nu este potabilă pentru că are concentrație de amoniu puțin peste limita admisă și, drept urmare, am înștiințat populația că se poate folosi mai scop menajer până la corectarea compoziției chimice. Din puțurile cetățenilor, câte unii și-au mai făcut analize, unii au zis că e bună, alții că nu. Reprezentanții DSP Dol spun de asemenea că apa în comuna Argetoaia poate crea mari probleme, epidemii, intoxicații cu pesticide sau intoxicații cu nitrați. Acestea sunt acute la copilul 0-1 an, la sugar, unde, datorită faptului că hemoglobina acestuia nu e matură, fixează nitriții și nu mai fixează oxigenul. Și atunci organismul, celulele organismului, nu mai sunt aprovizionate cu oxigen. Apare, este boala methemoglobinemia, asfixia albastră, care poate să ducă la deces. Direcția Generală pentru Asistența Socială și Protecția Copilului Dolj investighează cazul de la Argetoaia, mai ales că familia mai are un copil în vârstă de 5 ani. Cel de-al treilea copil al familiei este internat în spital. Așteptăm rezultatul evaluării medicale ca să știm dacă acel copil va putea fi externat la domiciliu. Se va face o anchetă, se vor face niște investigații și de către un reprezentant al instituției noastre și dacă în urma cercetărilor se va stabili că au și părinții o parte de vină, se poate ajunge până la preluarea copilului în plasament în regim de urgență. În acest moment se așteaptă rezultatele necropsiei celor doi copii. În funcție de acestea vor fi luate și măsurile care se impun. Primarul comunei Doljene Leu, Iulian Cristescu, a fost trimis în judecată pentru pumnul pe care l-ar fi aplicat unui adversar politic în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2014. Victima ar fi fost un membru al Alianței Creștin-Liberale, Isidor Răducea. Incidentul a fost filmat de un alt membru al ACL. Primarul a declarat după acest incident că nu l-a lovit pe Răducea și că, dimpotrivă, i-a luat apărarea. Dosarul se află pe rolul judecătoriei Craiova la secția penală pentru presupusa faptă penală de lovire sau alte violențe. Primul termen în instanță a fost stabilit pentru data de 18 septembrie. Isidor Răducea, care s-a constituit parte civilă în proces, a explicat că ancheta își urmează cursul și că, momentan, nu se gândește să ceară daune pentru cele întâmplate. Ne judecăm pentru ce s-a întâmplat atunci. La acel moment am făcut plângere la poliție, la parchet. S-au trimis dovezile la criminalistică, s-a finalizat dosarul și s-a dispus trimiterea în judecată. Momentan nu am de gând să cer daune, o să merg până la capăt cu procesul, a spus Isidor Răducea. Primarul din Leu, Iulian Cristescu, a declarat pentru Gazeta de Sud că speră la o judecată dreaptă. Am primit o citație ieri, mergem la proces, voi face o apărare în acest sens și voi prezenta toate probele în vederea unei judecăți drepte, a spus Iulian Cristescu. Conform unui certificat medico-legal eliberat pe 29 octombrie, la o zi după incident, victima a necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale de la data producerii leziunilor. Persoanele care lucrează pot primi indemnizație de șomaj chiar dacă au venit. Au acest drept printre alții zilierii și persoanele care muncesc în agricultură sau piscicultură, în cadrul PFA-urilor sau întreprinderilor individuale. Una dintre condiții este să nu aibă remunerații mai mari de 500 de lei pe lună. Nu este obligatoriu să nu ai loc de muncă pentru a primi indemnizație de șomaj, dar poți primi banii numai în anumite condiții. Cu lămurire a venit la postul Alege TV Alina Ghercioiu, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj. Să aibă un stagiu minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii, să nu realizeze venituri sau să realizeze din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, care este stabilit prin lege și în acest moment este de 500 de lei. Așa cum am spus, venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură, zilieri, din cedarea folosinței bunurilor, PFA-urile, întreprinderile individuale sau exercitarea profesională
profesiilor liberale. Mulți dintre proaspeții șomeri dolgeni provin din construcții. În cursul acestui an am fost notificați de către angajatori privire la concedieri colective, de către angajatori din construcții, din confecții. O firmă de arhivare de asemenea a notificat agenția cu privire la concedierii colective. La finalul lunii mai se înregistrau în Dolj 25.500 de șomeri, în scădere față de aceeași perioadă anului trecut. Mai multe detalii despre subiect puteți urmări la emisiunea Cu și despre resurse umane, în această seară de la ora 22. Locuitorii din cartierul craiovean Lascăr-Catargiu vor rămâne mâine fără apă aproape toată ziua. Compania de apă Oltenia a anunțat că între orele 9 și 20 vor fi decuplate de la rețeaua publică de alimentare conductele de pe străzile Cicoarei, Snagov, Maghiranului și Carpați. Vor fi afectați locuitorii din zona delimitată de bulevardul Știrbei Vodă, străzile Banu Stepan și Timișoara, șoseaua Popoveni și bulevardul Râului. Bere cu miere, cu whisky sau bere eco, pe gustul și pentru buzunarul fiecărui craiovean. Peste 400 de sortimente sunt expuse de astăzi în hipermarketul Oșan. Târgul este pe placul vizitatorilor care ar fi și mai încântați dacă ar putea servi și un mic la grătar ca să meargă berea mai bine. Trăiască berea în care ne-am născut, trăiască berea că tare ne-a durut, foaie verde și olalea, fie pâinea cât de rea, chiar aici în sala ta, tot o fură cineva. Târgul de bere se află la cea de-a șasea ediție în România și a patra în Craiova. Sunt aduse sortimente de bere din mai multe țări cu tradiție în domeniu. Sunt organizate la cererea clienților, sunt pentru a aduce noutate și inovație în viața clienților și, bineînțeles, a acoperi nevoile lor de cumpărare. Cam câte sortimente de bere există la acest moment aici? La actuala ediție a târgului de bere avem în jur de 400 de sortimente de bere din 20 de țări. Aduse peste 19 sortimente de bere blondă, de asemenea 9 sortimente de bere neagră, de bere nefiltrată, bere eco, bineînțeles, și în ultimul rând bere fără alcool. Vizitatorii pot găsi la târg și bere procesată la rece. 20% din produsele expuse sunt fabricate în România, toate au însă prețuri promoționale și atrag clienții ca un magnet. Sunt un gurmand. Și îmi place să gust berea, nu neapărat o marcă, ci toate berile au aroma și gusturile lor, unele sunt mai dulci, unele mai amare, unele mai nu știu cum, în primul rând să le gustăm și apoi să bem. După ce... Cam când beți pe zi? A, nu, una, două, nu e cine știe ce, în funcție de vreme, dacă e prea cald s-ar putea să sărim de două. Cum vi se pare să organizeze la Craiova un târg de bere cu... sunt 400 de sortimente pe aici. Da, un târg de bere cu gustare. Mi s-ar părea corect, nu numai expoziția. Ați închizit un sec. Păi da, bineînțeles, era normal să fie și un mic alături de o bere, merge mult mai bună, mai bine. Trebuie făcut mai des un târg de bere. Da. Sunteți consumator? Da, consumai chiar. E bună acum vara, rece? E bună, foarte rece, e chiar foarte bună. Târgul de bere va rămâne în incinta hipermarketului Oșan până pe 14 iulie. Regia Autonomă de Transport Craiova a anunțat modificări pentru traseele autobuzelor E1T, E1R și 3B. Începând de astăzi s-a schimbat amplasamentul capătului de linie din stația 15 Craiovița 9 în locația Craiovești de pe bulevardul Oltenia. Această măsură a fost luată în vederea fluidizării circulației rutiere pe tronsonul Poștă Craiovița 9 Racheta. Orarul de funcționare și stațiile de îmbarcare-debarcare călători pe traseele menționate nu vor suferi modificări. 4 localități de pe Valea Dunării vor să devină destinații ecoturistice și pentru pescuit sportiv. Primăriile Calafat, Bechet, Cetate și Călăraș au fost parte dintr-un proiect derulat de Aries Oltenia intitulat Ecopescar, promovarea ecoturismului în localitățile riverane Dunării. Cele 4 localități au căpătat mai multă vizibilitate și au primit un sprijin substanțial în dezvoltarea turismului de nișă. Derulat pe parcursul a 12 luni, proiectul a fost implementat în parteneriat cu primăriile localităților Calafat, Cetate, Bechet și Călăraș, grupuri țintă fiind 4 comunități pescărești din cadrul asociației Grup Local Pescăresc Calafat. Într-un interval de 12 luni, o să vedeți că au fost implementate foarte multe activități cu un impact, zicem noi, direct și cu valoare adăugată în promovarea acestei regiuni ca destinație turistică, ecoturistică și destinată pescuitului sportiv.
În cadrul proiectului a fost realizat un site, un film și un album de promovare al celor patru localități. Au fost achiziționate patru infochioșcuri și a avut loc caravana Ecopescar, precum și patru ateliere școală. Toate acestea au avut ca rezultat creșterea vizibilității celor patru localități ca destinații turistice. Beneficiarii proiectului spun că în urma activităților desfășurate au obținut rezultate foarte bune și sunt convinși să continue promovarea propriilor localități. Ceea ce ați făcut dumneavoastră, ați făcut să ne ridicați mingea la fileu și să arătați că avem oportunități de a dezvolta această localitate și nu o folosim îndeajuns. Noi suntem obligați la momentul ăsta să continuăm munca dumneavoastră pentru a reuși să ducem mai departe această imagine frumoasă a Calafatului și a atrage și beneficii și foloase economice pentru cetățenii Calafatului. Ne bucurăm că comuna noastră Călăraș a participat la acest proiect, a mai participat și la încă un proiect fir întins, tot privind pescuitul. Intenționăm la nivel de comună să amenajăm o baltă tot în vederea pescuitului și așa că acest proiect ne ajută să căpătăm experiență și să mergem mai departe cu proiecte cu finanțare de la Uniunea Europeană. Era foarte important ca prin activitatea propusă de dumneavoastră să fim și noi alături, să participăm și să promovăm dezvoltarea turismului și dezvoltarea acestei activități sportive, pe care o numim pescuit. Organizatorii intenționează ca proiectul care s-a încheiat astăzi să fie continuat cu altele similare, care să ajute la dezvoltarea turismului de nișă în zonă. IMM-urile locale au aflat ieri cum pot obține mai ușor bani de la Uniunea Europeană pentru afacerile lor, asta în cadrul workshop-ului internațional Programe de Formare Continuă în IMM-uri prin suport IT și mentoring. Cei prezenți la eveniment au învățat de la specialiști din mai multe țări care sunt cele mai eficiente metode de formare a salariaților. Workshop-ul a fost organizat de Universitatea din Craiova cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Dolci printr-un proiect Erasmus. S-a discutat despre programele de training care ajută IMM-urile să-și pregătească eficient angajații. Am văzut în felul acesta că există o necesitate, a spune, foarte mare de training, dar un training specializat făcut după normele europene pentru a crește competitivitatea întreprinderilor din zonă. La eveniment au participat specialiști din mai multe țări din Uniunea Europeană, Irlanda, Germania, Portugalia, Lituania și, desigur, România. Lucrăm în acest domeniu cu întreprinderile mici și mijlocii de mai bine de 12 ani și am derulat 4 proiecte în zonă. Acest parteneriat pune accent pe trainingurile din cadrul companiilor. Firmele mici au adesea probleme în pregătirea angajaților, iar astfel de cursuri de specializare, în urma cărora să se vadă rezultatul imediat, sunt desigur necesare. În cadrul workshop-ului, invitații au văzut ce înseamnă un training bazat pe PBL, adică pe sistemul de e-learning centrat pe problemele studentului. Vă prezentăm acum informațiile meteorologice. Ploile părăsesc Oltenia în următoarea perioadă, iar temperaturile vor depăși pe alocuri 30 de grade Celsius. Doar la noapte cerul va fi parțial acoperit cu nori. Temperaturile nocturne vor atinge 14 grade la Târgu Jiu, 15 la Râmnicu, Vâlcea și Filiaș, 16 la Craiova și Corabia și 17 grade Celsius la Drobeta, Turnu Severin. Soare mâine pe cerul Olteniei, vara își reintră în drepturi și se vor înregistra 28 de grade Celsius la Slatina și Drăgășani, 29 la Craiova și Râmnicu-Vâlcea, 30 la Târgu Jiu și 31 de grade Celsius la Drobeta, Turnu Severin și Cetate. Știrile GDS se încheie aici, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele ale GTV. O seară frumoasă!